Marea majoritate a mașinilor pe care le întâlnim zi de zi în trafic sunt bombe pe patru roți. Inspectorii Registrului Auto Român spun că 2000 de mașini verificate în trafic în primele 6 luni ale anului prezintă risc iminent de accidente. Și peste 15.000 din totalul de 30.000 de mașini verificate sunt neconforme. Reprezentanții Reare susțin că cele mai multe defecțiuni au fost depistate la instalația electrică, dar și la sistemele de frânare și direcție. Una din 10 mașini trase pe dreapta de polițiștii rutieri și verificate de inspectorii Reare poluează peste limita legală admisă, precizează reprezentanții Registrului Auto Român. În urma controalelor mixte desfășurate de Reare și Poliția Rutieră în primul semestru al acestui an, au fost aplicate peste 11.000 de amenzi contravenționale. Au fost retrase 8.480 de certificate de înmatriculare și au fost reținute 258 de permise de conducere. Pentru fiecare neconformitate depistată la controlul în trafic, proprietarul mașinii rămâne fără certificatul de înmatriculare al autovehiculului, iar pentru redobândirea acestuia e nevoie de o nouă inspecție tehnică, ceea ce implică automat reparația mașinii. Chiar dacă datele furnizate de Registrul Auto Român arată îngrijorător, directorul instituției spune că rezultatele controalelor efectuate în primele 6 luni ale anului nu reflectă starea generală a parcului auto român. Acesta mai spune că în trafic sunt oprite pentru verificări doar mașinile care la prima vedere prezintă defecțiuni tehnice. În momentul de față, parcul auto al României numără aproape 8 milioane de mașini.